Compozitorul și cântărețul David, într-un psalm adresat mai marului cântăreților, spunea, printre altele, Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele lui, Domnul este numele lui, bucurați-vă înaintea lui. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări, binecuvântați pe Domnul. Printre altele, prezenta și un motiv aici. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Și drept binecuvântare pentru dumneavoastră, citesc un alt cuvânt dintr-un psalm alăturat, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Și explică. Pentru ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Prin harul Domnului am ajuns la dumneavoastră. v-ați și cred că vă veți mai ruga pentru noi să vă asculte Domnul și pe dumneavoastră la vreme potrivită. Aseară m-am frământat mai bine de o jumătate de oră ce să predic și nu am găsit. Și am adormit așa. Și astă noapte am visat ce să predic. Mi-a spus Domnul să vă întreb ce grijă purtați dumneavoastră mai concret, nu ce îngrijorări aveți. S-ar putea, văzându-ne grija, treaba care ne revine nouă, să scăpăm din îngrijorări. Aș vrea să ne întrebăm în casa Domnului, în lucrarea sfântă, în slujirea la care Domnul ne-a chemat, nouă ce ne-a dat Domnul în grijă? În vechiul legământ știți că exista o seminție aleasă care trebuia să îngrijească de toată slujba cortului și mai târziu a templului. Și spune Scriptura, vă citesc doar foarte scurt, în Cartea Numeri, la capitolul 3, de la versetul 5, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, apropie seminția lui Levi și pune înaintea pretului Aron ca să fie în slujba lui. Ei să aibă grijă de tot ce este dat. Și e numer aici, cei care citiți Scriptura știți, unor le-a dat în grijă obiectele din interiorul sanctuarului, altora pe cele din curte, pereți să le transporte, să le așeze, alții să aibă grijă de făină, alții de un de lemn, fiecare Aveau o anumită misiune. Eu vă întreb, dumneavoastră faceți parte din seminția asta sau din celelalte seminții care n-aveau grijă acolo? Avea și poporul grijă să aducă la termene zeciuielile și darurile înaintea Domnului, dar nu special aceștia aveau grijă de tot ceea ce trebuia înaintea Domnului. N-au făcut-o în fiecare generație, au fost vremuri în care a fost părăsită casa Domnului, au fost, la un moment dat, o situație în vremea lui Ahaz, a fost încuiat templu. Ar fiul său Ezechian cea din tâi zi a domniei lui, l-a descuiat, i-a chemat pe Leviți și a spus fiecare să-și ia în grijă ce îi revine. Mai târziu, după întoarcerea din robia babiloniană, i-a folosit Dumnezeu pe Ezra, mai întâi pe Zorobabel și Iosua, dar apoi Ezra și Nemia, ca din nou să pună lucrurile în ordine. Și până s-a întors nemia l- la împărat, iarăși nu s-au mai ținut de datoria lor fiecare, leviții au trebuit să meargă fiecare să-și găsească de lucru, nu mai puteau să se întrețină pentru a efectua slujbele permanente și mustră nevia. De ce nu v-ați îngrijit de casa Domnului? Dumneavoastră, repet întrebarea, ce va da Dumnezeu în grijă? Să trecem în Noul Testament, spunea Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 11, despre sine, versetul 28. Mă apasă grija pentru toate bisericile. Acum să spunem că asta e treaba președintelui cultului, nu? Să-l apese grija pentru toate bisericile. Nu une sunt date nouă în grijă toate bisericile. O, dacă sunt slujitori care au în grijă câteva biserici, atâtea câte au sau dacă cineva are în grijă doar biserica de aici. Apostolul spunea în aceeași epistolă, a fost în parte o epistolă de apărare a slujirii sale, care era contestată pe nedrept, scrie în 2 Corinteni 7 cu 12, așa că dacă v-am scris, v-am scris, spune în finalul versetului, să se arate, și îmi place cum sună aici, Marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Era interesat să vadă ce se întâmplă cu ei. La un moment dat, citesc din Tesaloniceni aceasta că, așa cum am amintit, purta grijă de toate bisericile. 1 Tesaloniceni capitolul 3, versetul 1, nu mai puteam răbda. Am socotit să rămânem singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei. Versetul 5, în nerăbdarea mea am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă, ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și o steneala noastră să fi fost degeaba. Ce grijă le purta dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem. Așadar, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul Slăbiței fie numele. Care vă este grija, insist, Sper că nu lipsiți de la repetițiile de cor, numai în situațiile în care nu aveți cum să veniți. Dar și atunci sunteți cu Duhul tot la repetiții. Asta e grija dumneavoastră. Și posibil că mai aveți și alte griji, nu? Sper că cei care sunteți însărcinați și împărțiți pe zile de post, nu uitați când va veni rândul. Dacă nu vă plătiți datorile la vreme plătit cu un coeficient majorat. De altfel în dimineața asta ați dat dovadă că ați avut grijă să vă sculați, să veniți la casa Domnului. Sper că v-ați luat și Biblele cu dumneavoastră și nu vă este totuna dacă slujba va fi una reușită sau nu. Dacă slujitorii pe care i-ați ales vor fi oameni înzestrați de Domnul și folosiți, este interesul nostru comun. Care este contribuția noastră? Cât suflet punem la lucrarea Domnului? Zice Pavel despre Timotei, citesc în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 19. Ce nădăjduiesc când Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Vedeți când ai grija asta, ești neapărat interesat de ce se întâmplă și vrei să iasă lucrarea bine. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, scrie în Genesa 39 că Iosif a ajuns în închisoare și mai marile temnițe nu mai avea nicio grijă, că toate erau în grijă lui Iosif. Așa grijă aveam, încât într-o dimineață i-a văzut pe doi deținuți că nu sunt în formă. Și imediat te-a întrebat, cu voi ce se întâmplă? Dacă aveți grijă de frați și surori, să înseamnă că ne interesează dacă îi vedem triști, dacă cineva plânge, dacă cineva absentează. M-a sunat o soră tristă de undeva din Europa și îmi spune, frate, rugați eu pentru soțul meu că nu mai vine la adunare. De când? De peste un an. Zice, mi-a spus zilele acestea, nu mai mă duc la casa Domnului. Dar de ce? Am pus semn să văd dacă lipsesc un an se interesează cineva de mine. O doare pe cineva capul de sufletul meu, nu le pasă de mine. Am așteptat un an, de aceea nu ți-am zis nimic, nu cumva tu să le spui să vină și să întrebe de mine. Da, Timotei avea sufletul dat Domnului pentru o asemenea lucrare, de aceea și Pavel la rândul lui spunea la un moment dat, 1 Corinteni 16 cu 10, dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, că cel este prins ca și mine în lucrul Domnului. Foarte pasionat de tot ceea ce se întâmplă. Să vă ajute bunul Dumnezeu. Să renască în noi spiritul slujirii. Grija pentru casa Domnului. Sper să nu fiți din aceia, cum scrie eclesiastul 2, aceia spăcători. Și le dă Dumnezeu grijă să adune și să strângă și, final, nici măcar nu le rămâne lor. Alții au mai degrabă în grijă guvernul decât casa Domnului. Ne rugăm și pentru ei. Dar marele nostru interes nu trebuie să fie pentru domeniul politic sau pentru. Ce să mai spun, poate mai sunt dintre tineri interesați și cu grijă ce poziție în campionat are echipa lor favorită. Doamne ferește de asemenea, griji. Grija noastră numărul unu ar trebui să fie casa lui Dumnezeu. În cartea Haga este scris că în perioada post-exilică, oamenii nu se îngrijau de casa Domnului și scrie aici că au fost mustrați de Domnul printr-un proroc, versetul 2, capitolul 1, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. Har Domnului, a dumneavoastră e zidit. Dar munca spirituală de aici este mai multă și mai de preț. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan pe când casa aceasta este dărâmat Și nu-ți dărămați pereți, dar toate sunt lipsuri, au căzut cărămizi din zid, copii ai noștri. Cine să aibă grijă aceasta? Și iată cum Dumnezeu nu le dădea binecuvântare, pentru că nu erau pasionați. Și scrie de la versetul 14: Domnul a trezit Duhului Zorobabil, Fiului și altil, Iuda și Duhului Iosua, Fiului Oțadac, Marle Preot, și Duhul întregi rămășița poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului Oștirilor Dumnezeului lor. Și în aceeași cartele de Dumnezeu un semn. Deci uitați-vă din ziua asta când v-ați luat sarcina în serios să fiți interesați de casa Domnului și casele voastre vor prospera. Un slujitor, așa dat fiind nevoile prin care trecea, știu eu câte mai sunt ispite, că vorba aceea să ajungem cu Sfinții în cer, este glorie, dar până în altă pe pământ este altă istorie. A zis, nu mai mă pasionez. Că cei care pun suflet pentru slujba din casa Domnului întâmplă în întâmpină fel și fel de ispite. Și odată la o rugăciune, Domnul a arătat în vedenie, deși el nu vorbește cu nimeni, evident, Domnul cunoaște, că avea în mâinile lui ca niște frânghii care țineau de lucrarea casei Domnului. Și așa încet lăsa să-i se scurgă prin mâini și să abandoneze lucrarea. Și Domnul îi spunea, cu aceste frâng este legată și casa ta. Dacă nu te mai interesează casa Domnului, să știi că și casa ta se va prăbuși. Și spunea acel frate, mi-a fost frică de Domnul. Înapoi, în formație. Doamne, ajută-ne! Evident că nu se extinde lucrarea tuturora în plan spiritual, nu toți sunt chemați să cânte. Îmi povestea un frate din Lugoj, fratele Căpraru, acum 50 de ani s-a petrecut asta. Zice, m-am întors la Domnul și am dorit să fac și eu ceva pentru Domnul. Am încercat să dau un îndemn, să predic, am văzut că nu sunt pentru asta, să când știam că nu am aptitudini. Doamne, ce să fac? Și a postit fratele 40 de zile. Și Domnul i-a vorbit, am o chemare specială pentru tine. S-a dus la pastor, frate, ce să fie, ne mai rugăm, după încă două săptămâni de stat înaintea Domnului, Domnul i-a spus, tu ești chemat să fii un mijlocitor pentru slujitori. Și povestea fratele, după 40 de ani de activitate, zice, de atunci, așa am fost învățat, zice el, în fiecare săptămână să am o zi de post specială pe lângă nevoile mele, pentru slujitori, am o listă. Și în fiecare zi, o oră de rugăciune pentru slujitori. Eu m-am bucurat că eram și eu pe lista lui. Când a trecut din viața acum câțiva ani, mă gândeam pe lista cui să, să fiu trecut. Și spunea fratele, zice, cam după 65-70 de ani, nu mai puteam posti în fiecare săptămână, dar zice, după ce am ieșit la pensie, mi-am mărit timpul de mijlocie în rugăciune până la 4 ore pe zi. Asta era grija lui. Doamne, dă astfel de griji la mulți, de decât să vă frământați vă două, trei ore, mai bine rugați-vă o oră. Că în felul acesta, cum vă spuneam de la început, s-ar putea să scăpăm din grijorările noastre. Poate la alții va da Domnul în grijă, lucrări de ordin material. În povestea un frate de la Cimpa m-a adus cu mașina până la Simeria la gară. Zice, frate, mie Dumnezeu mi-a dat în grijă, sunt constructor, să construiesc case de adunare în localități mi-a dat câteva situații prin gorș și unde se implicase, unde nu sunt adunări. Zice, și acum cineva ar m-a solicitat, dar zice, am și eu 8 copii, am și eu treburile mele, mai facă și alții că sunt și alții mai bogați și mai sănătoși. Și zice am căzut bolna, probleme cu coloana vertebrală. Am fost programat la Timișoara pentru o operație, zice, dar eu știam unde i baiul, cum zice românul. Și i -a spus la medici, lăsați-mă în ăsta acasă, am organizat post și rugăciune, m-am mărturisit înaintea Domnului, am chemat slujitorii, mi s-a făcut ungerea și pe când m-am dus luni din nou, la Timișoara, cum era trimiterea, problema era rezolvată. Și am zis, Doamne, mă întorc la treabă. N-am un ban, zic, eu sunt constructor, nu sponsor. Staf o luni. Miercuri primesc un telefon din Spania. Frate, am 500 de euro, atât am numai. Un frate l-a sunat. Nu-i dau numai pentru construcții de adunare în localități unde nu există adunare. Zice, de asta am nevoie. Și zice, cu aceea am început. Și nu într un an sau nu mai știu cât, ce a fost construită și acolo adunare. Domnul a dat grija cu evangelizarea la alții. Ba chiar a fost o lucrare deosebită acolo. Un preot s-a împotrivit, a murit. A fost delegat un altul, a murit și acela. Când a venit al treilea, a zis ca și a treia căpetenie aceea lui Ahazia, și cu mine să n-aveți treabă, că nici eu n-am treabă pe voi. Dumnezeu avea în plan să facă o lucrare, dar trebuia cineva să poarte o grijă. Ne amintesc din zona Apuseni, unde sunt originar, un frate, rusul Alexandru, fratele Tipei, spunea Craiul Munților, putea la 90 de ani să discuți cu moșul ce voiai, era foarte lucit. În grădina lui a dat teren și din veniturile lui se construiască un locaj de închinare. Au trecut ani, biserica s-a mărit și el avea de acum 70 de ani, le-a spus la ceilalți, trebuie să mărim localul, nu mai încapem, facem altul. El a fost sponsorul principal și așa s-a necăjit când a văzut că alții zice, nu le-am cerut bani, dar măcar să porti grija. S-a îmbolnăvit bătrânul, a făcut un accident vascular cerebral, l-am vizitat în spital și a zis, așa m-am necăjit, frate. Însă Dumnezeu s-a îndurat de el. A fost interesant, în acela salon îi trata o femeie medic pe el și pe tatăl ei. Tatăl ei a murit și fratele a scăpat, a trăit până la 93, sănătos. Că l-a lăsat Dumnezeu că știa ce grijă are, ce are de făcut să ne ajute Domnul și pe noi. Dacă sunteți slujitori, atunci vă dau ca temă pentru acasă Ezechiel 34. Acolo scrie că păstorii ar trebui să aibă în grijă oile, să nu se prăpădească. Cândva am vrut să predic de acolo și n-am avut îndrăzneală. Pentru că m-am simțit când în vremea aia nu mă îngrijeam în destul de bine de oi. Și a rămas textul ăla nepredicat. Mă amintesc că un frate proroc a avut pentru mine o vedenie, se făcea că era un ogor mare, eu eram pe un tractor, trăjeam braz de din capăt în capăt și în cuvânt s-a dat, zice, bărbatule, sunt lucruri care le faci foarte bine și lucruri care nu le faci deloc. Zice, ogorul cu colțuri, Colțurile nu le poți rezolva cu tractorul, trebuie să dai jos le faci cu sapa. Însemna, ne asta, că eu țineam studiile mele, le predicam adevărul frumos, dar trebuia să mă ocup personal de anumite persoane. Să te duci și să cheltuie după masă, să stai lângă unul, lângă altul, să, să le iei în grijă. Doamne, ajută-ne! Să abonezi pe doi să postească, tu să te duci să-i vorbești, Domnul din cer să se îndure și uite așa, să ne îngrijim unii de alții. Ca text de referință, în încheierea acestei idei, vă citesc 1 Corinteni, capitolul 12. Știți, aici scrie că unui ureche, altui ochi. Deși capul domnul într-o altă ordine de idei, dar ascultați-mă ce vă citesc de la versetul 21. Ochiul nu poate zice mâine, n-am trebuință de tine. Și 22 sună frumos, să vă implice pe toți. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe. Ascultați ce frumos sună. Sunt de neapărată trebuință. Adică cel care e mai slab în adunare de neapărată trebuință. Are și el locul lui. Da. Când a vindecat Dumnezeu pe Naman, spuneți-mi ce nume cuprindea lista celor ce l-au ajutat. Mă spune, da, în cap de listă era prorocul nu? Dar lista pe cine mai conținea? Slujitorii aceia care l-au îndemnat. Câți or fi fost? Au fost aceia de neapărat trebuinți. Scrie mai departe. Versetul 25, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup. Și aici ca de accentul, mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Adică, predicatorul îngrijește să aveți dumneavoastră hrană spirituală din cuvânt. Cei care se roagă și postesc pentru predicator îngrijesc pentru ca el să aibă har și putere de la Domnul. Cei care au darul de la Dumnezeu să îndemne, eu îi numesc pe ăștia cei ce intră în schimbul 2. Adică după ce se termină slujba de la adunare, cei cu darul îndemnării, hai să facem, frate, cum s-a zis. Că sunt unii care, după ce am spus eu oamenii de la predică, nu sunt încredințați. Dar dacă cineva mai stă de ei și lângă ei, până la urmă se lămuresc și fac. Eu predic, altul îndeamnă și toți ne implicăm în lucrarea sfântă, că asta e grija noastră, ca mădulare în trupul lui Hristos, să avem și noi grijă cu are el grijă de noi, numele Domnului să fie slăbit. Amen. Vreau să anexez mai aici ceva. Și am auzit că la timpul de rugăciune v-ați rugat pentru aceasta. Să n-aveți în vedere numai slujirea locală. Că unii ori, cei care suntem în biserici mai mari, avem informații, așa ne descurcăm oarecum, avem de toate. Dar sunt atâtea localități în jur unde este nevoie să se slujească. Cine îngrijește de aceea? Undeva pot să fie doar doi membri. O mână de oameni. La ceea cine le poartă grijă? Povestea un frate slujitor că se ducea să dea cina într-o locatate erau doi frați și cinci surori. Și odată Domnul a descoperit că frații aceia doi, de fapt, erau foarte slăbuți în credință. Veniți din lume, mai beau. Și a zis, puteți bea și paharul Domnului și paharul demnilor. Și eu venit lui un gând, apă, numai pentru trei surori, mai mă duc să dau cina Domnului și acolo. Și se duce undeva două județe mai departe și vorbește Domnul printr-un proroc. I-a descris exact relieful cum ajungea acolo la sat. Și am văzut mergând pe lângă o vale, așa e o pădure în partea dreaptă. Cunoști locul? Și da! Zice Domnul care are acolo două oițe și tot zic că nu mai vrei să le porți de grijă. O Domnul să te duci, că el nu le abandonează. Și spunea fratele, așa m-a cercetat mesajul și am zis, numai una dacă rămâne, mă duc! sunt în grija noastră. Unii grijim de alții și Domnul îngrijește de noi toți numele Lui să fie slăvit. Să nu uitați și de cei ce merg să slujească chiar în alte țări. Vă citesc doar două referințe biblice în privința aceasta, Tit, capitolul 3, scrie în versetul 13, Ai grijă de lejuitorul Zena și Apolo, să nu ducă lipsă din ce le trebuie pentru călătoria lor. Poate trebuie să îngrijiți de mașina cuiva care merge în misiune. De hrana familiei între timp sau alte nevoi. A treia Ioan scrie de la versetul 5, Preiubitule, tu lucrezi cu și în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii, Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, că cei au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni și să lucrăm împreună cu adevărul. Dumnezeu să ne ajute ca să înțelegem și aceste griji. Îmi vine în minte misiunea ce o fac frații din zona Bucovine, de exemplu, în zona Vaslui, Tulcea, Galați. Un frate se ruga și Domnul i-a spus, i-a dat o localitate, să ridice din prăbușire cortul lui David, se spunea într-un mesaj dar ei lucrau la construcția unei locași de închinare în altă localitate și împreună cu un alt frate acest frate care e și proroc mergeau să aducă materiale ciment și ce trebuie și pe drum se rugau mi-am că am fost prin zona aceea, nu e multe ori, dar odată când am mers cineva a propus, zice hai prin satele prin care trebuie să ne rugăm doamne pentru satul ăsta cât îl străbate în 3-4 km cât e satul să ne rugăm pentru oameni aici Dumnezeu să cerceteze și în timp ce se rugau Domnul îi spune, acum vă duceți în localitatea aceea. Celălalt frate zice, frate, ne ducem eventual de seară, acum ne așteaptă frații cu cimentul. Nu a spus domnul, acum să ne ducem. Gata, frate. Se duc acolo, un drum de țară neasfaltat, sunt nevoie să se oprească, tăiau plop de pe margine cu drujba, plopii peste drum, înapoi a lor mai vine o mașină, de deci treceau rar mașinile pe acolo, se dă din mașina din spate un om și spune la ăsta ce tăia cu drujba. Oh, că nu ne-am întâlnit, foști colegi în clasele primare. Ăsta, oh, tu ești, vin te cu un par de vin. Nu că nu mai beau. Dar de ce ești bolnav? M-am pocăit. Dar ce ceea, e ceea. Și acum mai intră în scenă fratele. Vă spun eu ce ceea, ceea. Au tăiat copacul din drum și au zis omul, haideți la mine aici în căsuța asta, pe, pe deluțul ăsta. Și ce fratele, m-am dus, îi cunosc pe amândoi frații ăștia, că Domnul mi-a spus că în ziua aceea se vor preda doi oameni. Că Dumnezeu știa când e drumul blocat și când se întâlnește și cum se deschide ușa la Evanghelie. Între timp acolo este casă de adunare și peste 20 de pocăiți. Și știți cum au înțeles ei mesajul acela să din prăbușire cortului David? Acolo fusese cândva o soră în vârstă care s-a tot rugat, Doamne, fă ca în locul acesta. Trimite oameni, Doamne, pune pe suflet la cineva să vină și să facă ceva pentru Evanghelie. Care-i grija ta? Ai vreo localitate din asta așa sălbatică de prin zona Moldovei sau a Oltenia, am fost vara asta în Oltenia, Frați de la Londra, de la Biserica Betleem, Londra și Watford, pe trei concedii acolo au făcut două construcții mari unde vin, au fost 80. Construit case de adunare, de exemplu, în Valea Mare, au umblat prin sat cu fanfara, au chemat oameni. Oameni care au în grijă ceva. Acum nu uitați să vă rugați când încă nu e încheiată misiunea să -mi plecați tot de la Londra, 18 sau 15, în zona Krasnoiarsk, undeva, pe la mijlocul Siberiei. Ne-au povestit frații, au fost în urmă cu 2 ani, a fost misiunea Elisei. Ceva interesant, chiar a scris o mărturie, am publicat-o în revista A Dragoste pentru Adevăr, cum a deschis Domnul acolo ușa pentru Evanghelie. S-au rugat frații din reședința de regiune din Krasnoiarsk cum să pătrundă cu Evanghelia spre pol. Acolo nu există șosea, nu există cale ferată, drumul se face doar fluvial pe fluviu Și ce a hotărât de la regiune să facă un recesământ foarte amănunțit? Un vapor a fost lansat pe apă pentru asta, de la școală, de la poliție, de la toate departamentele și au chemat și de la Biserica Ortodoxă. Preoții au spus că n-au timp, trebuia să stea două luni, și Dumnezeu așa a rânduit pe banii statului rus, deși inițial s-au oferit două locuri, frații au stăruit și au obținut 12 locuri, să ducă toată formația și cântăreți. Și așa frumos scrie fratele în articol, zice când s-a lansat vaporul pe apă, au fost de la primărie, au fost toate oficialitățile, erau de la toată regiunea Siberia, e o regiune imensă. Și zice erau reprezentanți și de la cea mai importantă instituție în părăția lui Dumnezeu. A mers cu vaporul, s-o prea vaporul, a la fiecare margine de sat, recensământ, am anunțit în toate privințele, frații cântau, chema de la biserică, să scrie cât tot nou, ce sunt, Ai aibă evidență tot. Între altele, povestea că a venit un om, a auzit cântările. Pusese crescut cândva într-o familie de pocăiți, dar fugise de acasă, să... Când a auzit, s-a părut că sunt ceva un cor de îngeri asta sună a ceva a Sfinții. Și când a venit, a văzut, o soră imediat a dat un testament și el a zis, nu primesc. Și ai zis, auzi, tu vei fi predicator. Acum, pe când s-au dus frații respectivui conducător de adunare, și acolo este adunar, da. Ei, misiunea a fost mai lungă, doar o secvență, mai spun, de fapt, o parte a întâmplărilor, au ajuns într-un sat, este un trip să-l numesc așa, nu mai are decât 700 de indivizi. A venit o viitură și a dus aproape toate casele care erau lângă un afluent al fluviului Enisei. Și oamenii știți cum sunt, uvrăjitori cu acolo, au pus vina pe evangeliști. Că după ce s-au dus ei a venit viitorul asta. Ce să facă frații? S-au rugat Doamne. Și așa a lucrat Dumnezeu. Nu știu cum a ajuns informația, frații doar s-au rugat. A venit o bătrânică din Norvegia. Vreau să mă duc în satul acela să văd situația după inundație. S-a uitat Poate bătrânica asta să parcurgă 8 ore cu vaporul, 3 ore cu barca. Mă duc. S-a dus înapoi în Norvegia și fratele episcop, cum au organizarea de la Krasnoyar, primește un telefon din Norvegia să meargă acolo. S-a dus la o recepție, 10-15 oameni, majoritatea mai în vârstă, bătrânica prezintă tot, audio, video, și la urmă se ridică un bărbat și spune, domnule, de câți bani ai nevoie să refaci tot satul, casă la fiecare familie? și biserică. Și fratele face un calcul estimativ, zice, utilajele doar să le dea statul rus, noi toate celelalte materiale pe banii noștri. Zice, o jumătate de milion de dolari. Ce du-te liniștit acasă, în două stămâni ai bani. Și am văzut pozele. S-au construit toate casele mai sus și în capul satului este biserica. Știți? Cine a dat bani? nepotului Fridgen Nansen, exploratorul norvegian, care descoperise tribul ăsta. Așa au mers informațiile și ăsta nepotului a fost motivat. Cum adică bunicul, bunicul eu a descoperit pe oamenii aceia și ei n-au case? Eu dau tot! De fapt, Dumnezeu avea în vedere Evanghelia. Și acolo au ajuns și românii noștri. Dar ce grijă aveau ei? Da, le-a dat Dumnezeu grija asta și cu asta scăpăm de alte griji și de alte îngrijorări și Dumnezeu să ne ajute. Și încă un domeniu vreau să amintesc. Știți, s-a dus Pavel la Ierusalim și au discutat ceilalți cu el ce Evanghelie vestește și scrie în Galaten 2 cu 10. Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci. Și chiar așa am și căutat să fac. Vă amintiți psalmul în care scrie fericit de cel ce îngrijește cel sărac, căci în ziua în norocirii, Domnul Domnului zbăvește, îi ușurează durerile. Vă amintiți pilda cu samariteanul, cu preotul, cu levitul? Scrie în Luca capitolul 10 că preotul și levitul aveau în grijă slujba, nu? Dar n-aveau în grijă săraci. Samariteanul s-a oprit și sună frumos textul de la versetul 34, s-a apropiat de el, i-a legat rănile și a tornat peste ele un delem și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi când a pornit la drum, a scos dolie, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el, și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Noi avem grijă de săraci, de străini, de bolnavi. Dumnezeu să ne ajute. E foarte important asta. Vă amintiți spusele Domnului din Matei 25? Când ziua aceea, la apelul binecuvântat, se va spune, veniți că eu am fost Într-una din aceste situații și voi ați îngrijit de mine. Da? La un predicator se duce o soră și spune, unde predicați mâine seară la un evanghelist? Am fost și aseară și vin și mâine seară. Și le spune, ba, nu vin și mâine seară. Cum, frate? Și du-te că este acolo o familie cu 10 copii, du-te de la mea. ajută-o să-și facă treaba, lasă să se odihnească puțin și trimite-o pe aștept cu copiii. Da, sunt mame cu copii, sunt uh, oameni bolnavi, sunt bătrâni. Și scrie în Timotei capitolul 5 că de unii trebuie să îngrijească familia, dar dacă au nepocăiți în familie care nu îngrijesc, dar dacă familia nu are resursele necesare, cine îngrijește? Am auzit nu de mult relatarea ce urmează să vă spun în urmă cu aproape 20 de ani. Frații dintr-o localitate, cunosc localitatea, s-au hotărât, o localitate de țară, să adune din bunurile lor ce au pus pentru iarnă, să umplă o căruță plină, să adune și ceva bani și să le ducă la săraci. Și un frate a avut următorul îndemn. A zis, m-am rugat și Domnul mi-a spus, să ne oprim unde să opresc caii. Altul a comentat, ce călăuzire e asta? Lăsăm după cai. Deși noi avem exemple în Scriptură când vacile au știut mai bine ca oamenii, nu? Sau când o a vorbit. Și s-au dus, au parcurs vreo 4-5 localități. S-a făcut noapte și cai s au oprit în dreptul unei case. Se vedea că e mai slăbuță, și fratele acesta îl cunosc, a zis, aici descărcăm tot. Dar să trezim familia, să vedem cine nou. s au uitat, a văzut o pătră, a pus totul pe pătru, tot ce era în căruța aia plină și banii au băgat acolo. Și apoi acasă. Unul s-a ispitit, cum adică. Și au trecut ani. După 18 ani, stăteau la masă într-o țară din Europa, doi și vorbeau. Și unul zice, am rămas orfani trăiești pe copii de tată. Și într-o seară toate se iei pui zeastră. Era cămara aproape goală. Și au zis mama, copii, Dumnezeu nu uită de noi. Și dimineața când am trezit, ce s-au trezit de fapt mama a primit -a, au zis, păi, speriți afară. Ce eu cu fratele meu, că era mai mare, am cărat, am umplut cămara și-o dat mama și de bani. Și toată iarna aia n-am avut nicio grijă. Știți la cine e povestea? La cel care a fost ispitit când s-a întors cu în căruța înapoi. Și-a zis, o, nepricepuți sunt eu și înțelept Dumnezeu. Da. Purtați grija celor nevoiași. Fiți responsabil dacă va da Dumnezeu pe cineva în grijă și fiți ca samariteanul ăsta, nu doar odată. Faci o binefacere și te lauzi cu ea câțiva Nu, nu te lăuda, dacă câțiva ani poartă grijă. Ține legătura, poate e un copil care trebuie purtat în școală ani de zile. Poate o familie pe care trebuie să o ajuți sistematic. Niște bătrâni de care trebuie să îngrijești o vreme mai îndelungată. Poate niște străini. Vă amintiți vorbele lui Rut? Vi le citesc din cartea ce îi numele. Rut, capitolul 2, versetul 10. Ce i-a spus ea lui Boaz? Cum am căvătat o trecere înaintea ta ca să îngrijești de mine o străină? Și când ajunge la soacră, să-i zice: La cine ai muncit? Unecules, binecuvântat să fie cel ce o îngrijit de tine. Adică cei ce îngrijesc de lucrarea Domnului de aici, de săraci, să știți că vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nedrept să uite o așa -i? Și viața oricum trece, dragii mei. Că așa a rânduit Dumnezeu organele în trup să îngrijească unele de altele. La unul i-a dat Dumnezeu mai mulți bani și la altul nu i-a dat. Ca să vadă cum îngrijește. Îngăde Dumnezeu cât e o situație, rămân orfani, să te vadă tu ce faci. Cât într-o biserică sunt atâția slujitori, n-au tot loc aici. Au loc în biserică, așa ca membralitate. Dar poate unul trebuie să îngrijească într-o parte, altul într-altă parte, unul e chemat într-o lucrare, altul într-alta. Astea sunt griji pe care Dumnezeu ni le dă. Că nu uitați, de altfel noi toți suntem în grija lui Dumnezeu. Este un cuvânt frumos asta pentru cei care pleacă în lucrarea Domnului, să aibă încredere că Dumnezeu îi va binecuvânta, îi va ajuta, scrie în faptele apostolilor că biserica din Antiohia obișnuia să se încreadă în aceasta și s-a întors Pavel Barnaba din prima călătorie misionară, fapte 14 cu 26. De acolo a mers cu corabia la Antiohe de unde fusese încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Nu știu cât le-au dat frații, cu câți bani au plecat ei. Și l-au avut pe Ioan ca slujitor, i-a abandonat. Dar a zis, noi ne rugăm grija Harului să fie peste voi. Și știți că au ajuns în situații critice. Pavel la un moment dat a fost împroșcat cu pietri, dar grija Harului Dumnezeu n-a îngăduit să moară. Scrie mai departe, în 15 cu 40, urma a doua călătorie misionară. Din nou aceeași expresie, frumos. Pavel și-a ales pe și-a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija harului lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, cel care îngrijește toate lucrurile, spunea Domnul Iisus că nici o vrabie nu cade fără voia sa, va îngriji. Dar prin cine? Prin noi vrea Dumnezeu. Să luăm noi grija asta. De a îngriji de slujirea locală, să nu ducă lipsă. De misiune până la margine pământului, cât e mandatul nostru de săraș, că spunea Domnul că îi vom avea totdeauna cu noi, de străini, de tot ceea ce este necesar. Și fie ca toate acestea să înțelegem că le putem face pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Fie ca să înțelegem că le facem pentru Domnul și pentru slava Lui. Că poate oamenii a spune, nu merită, dar numele Domnului merită? Merită, slăvit să fie Domnul. mai a urat Pavel ceva filipenilor. Filipenii erau macedonieni aceia care atunci când s-au îngrijit de ajutoare pentru Ierusalim, au zis, vrem și noi, deși era sărăcie luce, dar zice la Filipeni capitolul 4 că ei au colaborat cu apostolul și în privința aceasta, 4 cu 15, ce nicio altă biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea. Știți că de Corinteni nu s-a putut folosi Pavel. S-a și ferit să ia ceva de la ei. Le scrie la un moment dat, vă amintiți unde? Deci alte biserici au îngrijit de mine. Că a avut și el nevoile lui. Între care filipenii aveau legături în ce privește darea și primirea. Și pentru că ei s-au îngrijit de cei de la Ierusalim, de el, de slujirea lui, le-a făcut o urare. Și vă fac și eu în încheierea acestei teme care, așa cum v-am spus, mi-a pus-o Domnul pe inimă într-un mod atât de pregnant, n-am mai predicat asta niciodată, mi-a fost dată azi noapte pentru dumneavoastră. 4 cu 19, asta e urarea pentru dumneavoastră. Dacă vă angajați să purtați grijă de lucrarea Domnului, de cei în nevoie, și Dumnezeul meu, a lui Pavel, Dumnezeul cel adevărat, să îngrijească de toate trebuințele voastre. Te ascultați cum sună mai departe. După bogăția sa, în slavă, în Isus Hristos. Vă dați seama ce încărcătură de binecuvântare? Adică tu lucrezi, cum spunea Domnul, pro și ți-au fost date puține lucruri de tine va îngriji Dumnezeu pentru vecii vecilor. Cum s-a întâmplat cu Barzilai Galaditul, Am îngrijit de împărat câtă vreme a fost refugiat peste Iordan la răsărit. S-a încheiat cu răscola lui Absalom, se întorcea David înapoi la Rusalim și zice lui Barzilai, auzi, vină cu mine, vreau să te recompensez. M-ai ospătat atâta vreme, am trăit pe grija ta. Și bătrinul zice, auzi, eu sunt bătrân de acum, da, uite, ia pe Chiham, ce se vină la mine și eu voi îngriji de el. Cum a îngrijit se David și de Mefiboset, știți? Apoi dacă David a avut grijă să îngrijească de o copilul lui Ionatan, așa drept recompensă și de copilul lui Barzilai, dar Dumnezeu dacă ia toate asupra sa, ce grijă mai purtăm noi? Nu v-am spus că dacă noi ne facem grija noastră, nu ne mai avem de ce să ne îngrijorăm, că rămânem noi în grija lui Dumnezeu? N-ar fi mai frumos să te îngrijești și tu de lucrarea Domnului, să poarte Dumnezeu toate grijile tale? Grija când vom bătrâni, grija când vom muri, alte și alte nevoi, tot te rămân în bogăția harului său. Numai grija care ne-a dat-o Dumnezeu nouă, treaba care o avem de făcut, asta să ne-o facem. Să nu fim mai încăpățânați decât stăpânul măgărușului când a venit ucenicii să-l ceară. O zis, de ce îl dezlegați? Are Domnul trebuință de el. Are trebuință și de noi. Să ne înțelegem trebuința, să ne facem treaba și noi să rămânem în grija Harului lui Dumnezeu. Amin.